ca să fiu dat afară din club, trebuia să se respecte statutul clubului. Presupun că vă referiți la faptul că... Că nu s-au plătit cotizațiile, ce să spun. Okay. Da. Cum s-au stabilit cotizațiile și de ce cuantum a ajuns la, la cifrele astea? La preluarea clubului de către cuplul Caranica-Rândunică-Chiriță, când eu eram doar membru... Eu zic că e cuplul, că doi sunt unul. Așa. Ei au zis, că, pentru că erau foarte multe voci împotriva lor, au spus, domnule, să-i scoatem pe ăștia de aici. Au mărit cotizația care era la 600 de lei la 2400 de lei. Ei. Și au spus, nu plătiți sumele astea, nu mai sunteți membri și nu puteți lua niciun fel de decizii. De asemenea, și regiile autonome, Braicar și Cup Dunărea, care sunt membri în Consiliul Director și în AGA, trebuia să plătească 12.000 de lei pe an. Evident că nu au plătit sumele alea. A, deci urmează să fie dat afară și Braicarul și... Dacă nu, cumva, au plătit între timp aceste sume. Mai mult decât atât, în ciuda faptului că în statut se spune clar că dacă nu îți plătești cotizația, nu poți lua decizii în cadrul clubului, primăria, care n-a plătit timp de 11 luni și jumătate niciun ban, l-a avut pe domnul Caranica acolo, pe post de președinte și cu semnătura în regulă și cu deciziile în regulă, în care primăria nu plătise cotizația. Adică tu nu-ți plătești cotizația, dar ai o problemă cu cei care nu și-o plătesc nici ei și îi conduci pe ea. Deci, practic, era o situație în care se putea afla oricine. Dacă primăria și Consiliul Județean au avut probleme să plătească cotizația, probabil că și firmele au avut aceleași probleme sau persoanele fizice de acolo. Deci, ca să ne lămurim, nu asociația pe care o conduc eu era membră acolo, ci eu, tu personal. Nu e personal, pe persoană fizică, ca să zic așa. Și tu ai fost ținta? Din momentul în care ai plătit cotizația? Da, am plătit o parte din cotizație și le-am cerut, pentru că ei mi-au scos reclama cu care eu aveam un contract în regulă, să compenseze cotizația mea cu aparatul de aer condiționat, care nu este un oarecare, cum glumeau nu știu ce politicieni brăileni, ci este un aparat mare, cu filtre antibacteriene, este un aparat de aer condiționat care este montat în tavan, deci nu este într-un geam un aer condiționat, e foarte scump. Și am zis, dacă tot nu mai dați reclama, cât faci ăsta, mă scădeți din asta, din cotizația voastră. Asta, un. Doi. Nu au fost de acord, nu mi-au dat niciun răspuns. Doi. Și o fază haslie. De exemplu, când au plecat într-un turneu de pregătire și au uitat acasă portarul. Se întâmplă. Da. Fiind și mulți, 16 oameni, au fost greu să numere. Și au ajuns la Cisnădie, la vreo 600 km de Brâna, fără portar. Și atunci am trimis eu o mașină pe cheltuiala mea să ducă portarul la... Dar despre cine era portarul? Despre Adriana Medvedova. Evident, cheltuielile cu deplasarea, mă refer măcar la cele de combustibil, că nu mai spun că omul care a mers acolo și băut și el o suc, un cafea, o ceva ce fi băut el, nu mi-au fost returnate niciodată, deci n-am fost întrebat, bă, ai cheltuit niște bani pentru noi, că noi am uitat portar, nu vrei să ți-i scădem din... Ce ai tu de dat aici la club? Dar când s-a întâmplat episodul? Acum 6 luni. Și cum a fost? Adică au uitat și te-au sunat? Bă, tu ești Trimite-ne-o pe... Da. Noi suntem toți aici, jucăm table, nu știu ce... Trimiteți pe cineva să... așa. Și eu am trimis, am zis, bine, dacă ați uitat portarul, bă, cum puteam să joace echipa fără portar? La meciul din campionat? Nu, la turneul de pregătire, la turneul de pregătire de la Cismândie. Da. Și s-a dus. Și nu mai aveau alt portar cu ei? Adică... Aveau, dar aveau nevoie și de portarul ăsta, că dacă s-a accidentat ăla, habar n-am ce... Doar ce l-a adusese. Doar ce l-a adusese, da. Exact. După aia au plecat într-un alt cantonament la munte și m-a sunat domnul Florin Petre, care este membru în Consiliul Director din partea Consiliului Județean și mi-a zis, băi, Cătăline, tu ai o mașină mai mare, acolo e zăpada până la gât, și au uitat astea medicamentele. Păi zic, cum și le-au uitat? M-am gândit că eu pun guță de medicamente. Zic, bă, și-o fi uitat. Și zic, și eu ce trebuie să fac? Păi, hai cu mine să ducem medicamente.
Înțeleg, dumneavoastră a fost mai mult curier decât vicepreședintelor. Transportatorul. Da. Așa. Și m-am dus acolo, de fapt, cutiuța aia de medicamente era două cutii mari. Adică băia n-a plecat așa că a uitat într-un un birou cutiuță cu medicamente. A uitat toate medicamentele. Mă rog, a fost destul de dificil de urcat la 1300 de metri pe zăpadă, dar am ajuns acolo cu medicamentele. Evident că nimeni nu s-a grăbit să plătească un ban. Păi, poate a consumat mașina aia, poate... Dar le-ați cerut? Adică ați făcut o chestie? N-am făcut nimic scris. Nu, verbal, mă. Verbal, dar le-am spus, bă, uite, am fost la Cisnădie combustibilul, am fost la Forman combustibilul. Și ce vii să le? Că, da, domnule, las că facem un referat și te scădem de la ce ai tu de plătit. Bă, bun, mă scădeți. La plecarea de la Forman, că au o problemă cu uitatul ei, au plecat și la 30 de kilometri de Forman m-a sunat antrenorul domnul profesor Florin Pera și m-a întrebat dacă una dintre jucătoare, respectiv Cătălina Preda, e cumva cu mine în mașină. Eu inițial am crezut că mă întreabă așa la mișto, că poate că îmi plăcea mie de fata aia sau ceva și o fi la mine în mașină și noi în autocar. Și zic, domnule, nu la mine în mașină. Păi ce, nici la noi. Păi zic, și cum? Unde e atunci? Nu știu. Și am sunat eu din mașină pe Cătălina Preda și am întrebat-o, bă, mi-a răspuns și a zis, bă, fata, dar unde ești, bă, frate, că te caut toată lumea aici, missing in action. Păi ce, sunt în autocar. E, dacă ești în autocar, te rog, frumos, mergi până în față la domnul Brăzor și spune că ești acolo, că el te caută și acum. Ca să înțelegeți cam cum era organizarea respectivă.